Pentru că am fost mereu întrebată cum se face lipiciul alimentar în casă, dar am văzut și multe întrebări puse pe Facebook sau în diverse grupe pe Facebook. Am să vă arăt cum îmi prepar eu lipiciul alimentar acasă. E foarte simplu, deși e foarte simplu, totuși există încă multe persoane care nu cunosc procedura. De aceea m-am gândit să vă arăt și vouă cum fac eu. Avem nevoie de apă pe care am fiert-o și am răcit-o, un borcanel în care preparăm lipiciu și CMC-ul este praful acesta fin pe care îl folosim la prepararea pastei de zahăr în casă. Ajută la elasticitate și la uscarea pastei de zahăr. Desigur, CMC-ul puteți găsi în magazinele de specialitate sau comandat online. Puteți folosi pentru lipici și tragant. Multe dintre voi cunoașteți și tragantul. Este însă cu mult, mult mai scump decât CMC-ul. Are aceeași acțiune, acționează la fel asupra pastei sau lipiciului, dar eu folosesc CMC și pentru pastă și pentru lipici. Deci, apa, deci am fiert-o și am răcit-o, o punem într-un borcan în care vrem să facem lipiciu și la cei 125 de mililitri de apă, aproximativ, nu trebuie chiar mililitru exact să fie, da? Punem așa mai bine de un sfert de linguriță de praf de CMC. Da. Nu puneți praful întâi, pentru că se va lipi de fundul borcanului. Puneți întâi apa și apoi puneți praful. Puneți praful, închideți borcanelul bine și îl scuturați bine, da? Veți observa că rămân așa cocoloașe. Nu vă speriați, pentru că așa trebuie să arate, da? Îl scuturați bine și îl dați măcar câteva ore la frigider. Cel mai bine ar fi de azi pe mâine, da? După ce a stat la frigider, veți obține un lichid transparent, puțin gelatinos, transparent, frumos, deci s-au dizolvat cocoloașele formate la preparare și aveți, dacă vă faceți din cantitatea asta de apă, aveți o perioadă mai lungă de timp lipici în casă, se poate păstra chiar și 2 luni, da? Și vă faceți mai mult când aveți nevoie, vă luați așa un borcanel micuț sau într-o cutiuță, ce lucrați voi, vă turnați puțin din el și aveți permanent lipici în casă. Folosesc astfel de lipici alimentar la lipit petalele, florile, pe torturi, diferite figurine și nu for sigur se poate folosi și apă la lipitul lor. Probabil veți spune multe, da, eu lipesc cu apă sau se poate lipi cu apă. Sigur că se poate. Dar dacă se întâmplă să iei pe pensulă puțină apă prea multă, va curge și urmele de apă rămân, se văd urât pe fondant. Unele scriu, eu folosesc albuș de ou. Da, se poate lipi și cu albuș de ou, dar gândiți-vă că atunci când albușul de ou se va usca, va lăsa urme albicioase. Ăsta este un lipici foarte bun și lipește exact acolo unde ai nevoie. La perle, de exemplu, pui un punct, se lipește. Sau suprafețe mai mari, sau părțile de la o figurină pe care o facem și așa mai departe. Deci, asta a fost procedura, ăsta e lipiciul meu alimentar. Sper să folosească la mai multe persoane și veți putea să vă faceți acasă, nu trebuie să vă cumpărați permanent un lipici. Cam asta a fost. Vă doresc succes, sper să vă folosească. Pa, pa la toți! Pa, pa!